colțurile lumii pentru a-și spune nemulțumirile. Între timp, la jandarmerie este mobilizare generală. Numărul forțelor de ordine nu este cunoscut oficial, ci depinde de câți manifestanți se vor strânge. În Piața Victoriei au apărut primii protestatari pentru mitingul din 10 august. Au adus cu ei o platformă pe care o vor folosi pe post de scenă pentru a-și lansa mesajele antiguvernamentale. În capitală au ajuns deja persoane din Suedia sau din Germania, restul, spun protestatarii, sunt deja pe drum spre București. Am venit acum din Stockholm, dar eu sunt din Sibiu de origine, am plecat acum 30 de ani. Deci un infractor să fie șeful Camerei Deputaților pentru Suedia este un lucru absolut imposibil de înțeles. Alții sunt și mai vehemenți în demersul lor antiguvern. Eu intenționez să nu mai plec din această piață și mă voi muta în Piața Victoriei până când guvernul Dăncilă va cădea, își va da demisia. Cerem în unanimitate, mă refer la cei din piață, să cerem demisia acestui guvern. Viorica Dăncilă este doar o unealtă pentru Liviu Dragnea și ea trebuie să plece. Ea nu este competentă, ea nu are competențe de prim-ministru. Este o marionetă condusă de Liviu Dragnea. Evenimentul din 10 august a fost anunțat în mass media și promovat intens în mediul online. Jandarmeria anunță o mobilizare fără precedent înaintea acestui meeting. Neavând un organizator cu care să avem un dialog direct pentru a face o prognoză, o estimare cât de cât aproximativă a numărului de participanți, noi ne vom lua măsuri astfel încât să asigurăm locul de desfășurare în mod gradual, progresiv. Dacă va fi nevoie de suplimentarea lui, cu siguranță vom face acest lucru. Brigada rutieră a Poliției Capitalei va restricționa traficul în zonă pentru a lărgi perimetrul dacă vor fi foarte multe persoane la mitingul diasporei. Nu vom tolera ca 300 de persoane care au spațiu suficient astfel încât să se manifeste, astfel încât să nu încurce circulația celor la cetățeni, să blocheze o arteră rutieră. Jandarmile recomandă participanților la meeting să respecte legea și indicațiile forțelor de ordine, să evite conflictele și să anunțe dacă observă persoane care au un comportament antisocial. De asemenea, jandarmii fac apel la manifestanți să arate toleranță așa încât să nu se mai repete situațiile agresive de la mitingurile trecute. Am avut jandarmi mușcați, jandarmi zgâriați, jandarmi loviți. Între timp, aleșii puterii continuă să agite spiritele. Europarlamentarul Maria Grapini a postat mai multe comentarii jignitoare la adresa celor care vor veni mâine în Piața Victoriei. Fără certificat de prost, nu puteți participa la meeting, este mesajul distribuit de Grapini. Maria Grapini este de 4 ani europarlamentar, dar s-a remarcat mai mult prin numeroasele gafe comise decât prin activitatea ei de la Bruxelles. Atunci când nu stârnește amuzamentul prin postările pline de greșeli gramaticale, Grapini trece la jigniri. Astfel, oamenii care vor ieși mâine în Piața Victoriei au fost numiți proști de alesul puterii. Informăm diasporenii că taxa de prost se plătește la sediul USR. Fără certificat de prost, nu puteți participa la meeting. Se arată într-un mesaj șeruit de Grapini pe Facebook. Ulterior, aceasta a șters mesajul și a distribuit o altă postare. Pentru cei care credeți că mă jignesc, nu vă mai obosiți, sunt imună. Atitudinea europarlamentarei a stârnit indignarea internauților. Grapini a continuat însă jignirile și la adresa celor care au contestat limbajul ei. Unui utilizator, Grapini a recomandat să plătească o taxă de jigodie. Protestul diasporei a început încă de la graniță. Zeci de români din străinătate au fost așteptați cu steaguri tricolore și banere cu mesaje antiguvernamentale la Vama Borș de orădenii care vor să li se alăture la protestul de mâine din București. PSD, ciumă roșie! PSD, ciumă roșie! PSD, ciumă roșie! Afară cu PSD din țară! Afară! Afară! Cu PSD din țară! Zeci de români au venit acasă de peste hotare. Coloane de mașini organizate au intrat în țară din diaspora pentru a participa la mitingul de pe 10 august din București. Să ne îndreptăm către București! Cu mașina, cu autocar, cu motocicleta, cu trenul! PSD! Ciumă roșie!
Oamenii au fost întâmpinați în Vama Borș cu aplauze și scandări antiguvernamentale. La rândul lor, șoferii claxonau atunci când treceau pe lângă protestatari. S-au dus pe Alba Iulia pentru a face unirea. Și vrem cinste și dreptate. Au scris o pagină sublimă de istorie. Noi ce facem, oameni? PSD nu e o partidă stângă, este un popor național. Noi, poporul, cerem alegeri anticipate sau demisia lui Dragnea și Tăricianu din Parlament. Printre românii care au intrat prin Vama Borș s-au numărat familii din Marea Britanie, pornite în urmă cu 3 zile, dar și din Italia și alte state europene. Noi sperăm că o să fie un protest pașnic. Noi am zis de zeci de ori și pe diaspora europeană, am explicat de zeci de ori. Nu ne dorim violențe, ci noi ne dorim o țară ca și afară. Dorim țara să fie exact cum trăim noi afară. Democrație, eu trăiesc în Londra, în United Kingdom. Este o diferență foarte mare. Continuă greva din sport. Negocierile de la Ministerul Tineretului și Sportului nu au avut niciun rezultat, așa că sindicaliștii sunt hotărâți să protesteze cel puțin până luni. Situația este critică la toate bazele sportive. La Complexul Național Snagov, angajații ar fi fost amenințați că vor fi concediați. Diana Bone se află acolo și ne aduce toate informațiile. Te ascultăm, Diana. Bună ziua! Bun găsit, o nouă zi de proteste pentru sportul din România. De această dată problemele sunt la complexul sportiv din Snagov. Aici angajații spun că nu mai pot lucra în condițiile de până acum. De altfel, mulți dintre ei spun că lucrează de aproximativ 20 de ani aici și nu a existat niciun fel de creștere salarială. De altfel, vorbim despre salarii de aproximativ 1000 de lei pentru 8 ore de muncă, care de altfel adesea nu sunt respectate. Dar mai multe lucruri despre aceste situații ne poate spune domnul Grigore, lider de sindicat. Ce se întâmplă aici? Da, eu lucrez aici din 2005 și salariile sunt foarte mici la ora actuală. Noi suntem de acord cu greva, din păcate nu o putem respecta, adică nu putem efectiv să închidem total lucrul, pentru că am lovit foarte mult în canotajul care este, știți, la ce nivel foarte ridicat și nu vrem să intrăm în conflict cu sportivii. De altfel, noi ne aflăm pe pista de atletism și am văzut în urmă cu puțin timp foarte mulți sportivi care se antrenau aici, alergau. Sunt ei de altfel cazați aici și pot să își respecte programul zilnic de antrenament în condițiile de față? Da, eu am dat exemplu canotajul, dar pe lângă canotaj avem o serie de mulți alți sportivi din alte domenii care își desfășoară cantonamentul aici și își desfășoară antrenamentele aici. Și tocmai pentru asta, repet, noi nu am vrut să intrăm în conflict cu acest sportiv și am vrut să le respectăm programul și să le creăm toate condițiile ca să-și atingă țelul. Dar e clar că noi nu suntem mulțumiți, noi dorim să se rezolve aceste probleme și cerințele sindicatului. Ieri a existat o întâlnire la Ministerul Tineretului și Sportului între liderii sindicali și reprezentanții ministerului. Da. Vi s-a comunicat ce s-a discutat în acea întâlnire? Au existat o serie de negocieri? Da, în final, concluzia finală până la urmă a fost că nu se poate să ne acorde nimic din cerințele noastre decât începând cu 1 ianuarie 2019, ceea ce este o aberație, pentru că cererile noastre sunt foarte clare. În primul rând, să se facă diferențierea salarială, această lege 153, posibil să fie făcută prost sau să fie aplicată prost. Mi se pare total aiurea ca toți oamenii să aibă un salariu fix de 1300 de lei. Deci nu se poate ca un îngrijitor cu un an vechime să aibă 1300, iar oricine din colegii mei care au peste 30 de ani de vechime să aibă același salariu. Și cu o pregătire mult mai mare, clar. Deci nu se poate, indiferent cine a făcut această lege și cum a gândit-o, a făcut-o prost. Punct. Doamna, dumneavoastră lucrați în bucătărie. De câți ani, doamnă? Eu lucrez de 23 de ani. Lucrez în sală, în sală. Ați văzut foarte multe generații de sportivi care s-au dezvoltat sub ochii dumneavoastră, au crescut, i-ați văzut de dimineață până seara cum au evoluat. Da, așa este.
noi, le pregătim micul dejun, le pregătim tot ce trebuie ca ei să fie în formă, să poată după zi de antrenamente și asta să servească, să... Și după atâția ani de muncă, ce salariu aveți, dacă îmi permiteți? 1300 avem toată lumea. Toată lumea avem aceea salariu. Indiferent categoriile noastre care le avem și noi, nu se mai pun. Nu știu. Se întâmplă să lucrați sâmbătă, duminică? Să... Mereu. Mereu lucrăm. Sâmbăta și duminica lucrăm mereu pentru că ei trebuie să mănânce. Trebuie să mănânce. Așadar, aceasta este realitatea cu care în condițiile de față se face performanță în sportul românesc. Salarii foarte mici și oameni care vin la muncă din dedicare, nu pentru că ar fi motivați de remunerația lunară. Diana, mulțumim! Marășia, din nou tributul, încă un adolescent a fost scos fără suflare din valuri. Trupul său a fost adus de curent pe plaja din dreptul stațiunii Eforie Nord. Băiatul avea 17 ani și dispăruse de două zile. Este a 12-a victimă a Mării Negre în acest sezon estival. Atenție, Marea este încă agitată din cauza ploilor din ultima lună, care au creat curenți foarte puternici. Tânărul de 17 ani lucra pe timpul verii la un bar de pe litoral. Băiatul era din comuna Siliștea, județul Constanța. Peste o lună urma să-și serbeze majoratul. Trupul său a fost găsit de specialiștii Serviciului Județean de Ambulanță în jurul orei 4 pe o plajă din Eforie Nord. Băiatul fusese dat dispărut de marți. Pompierii militari de la Inspectoratul Județean Dobrogea l-au căutat atunci ore în șir, dar a fost în zadar. Trupul său neînsuflețit se află acum la morgă pentru necropsie. Polițiștii au deschis un dosar în acest caz pentru a afla cauzele exacte ale decesului. Peste 150.000 de români sunt în aceste zile pe litoralul românesc. De o săptămână în stațiunile din sud, salvamarii au arborat steagul roșu care interzice scăldatul. Nu au voie deloc, dar nu ai ce să te înțelegi. Ploile din ultima vreme au generat curenți puternici care trag oamenii sub apă chiar și foarte aproape de mal. Duminica trecută, un bărbat de 40-50 de ani a fost înghițit de ape în dreptul stațiunii 2 Mai. Da. De la începutul sezonului estival s-au înregistrat 29 de cazuri de înnec în apele Mării Negre. Puteau să-l salveze, însă au ales să imortalizeze momentul în care prietenul lor se înneca într-un lac din Sovata. Pare o glumă, însă un tânăr din satul mare chiar a murit sub ochii prietenilor pentru că aceștia au acționat prea târziu. Vă avertizăm, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Da, mă! Asta glumește, mă, nu? Hai, bă! Ce-ai, mă? Da, după ea, că mai poate, mai ține, mai ține. Acestea sunt momentele dramatice în care tânărul se luptă să rămână în viață, iar prietenii credeau că este o glumă și filmau un loc să-l salveze. Și-au dat seama târziu că, de fapt, amicul lor are o problemă și unul dintre ei a sărit să-l ajute. A fost prea târziu, acesta a dispărut în adâncuri. Prietenii lui au sunat la numărul unic de urgență 112, iar la fața locului s-au deplasat pompierii din județul Mureș. După aproximativ 40 de minute de căutări, scafandrii l-au adus la suprafață pe tânărul de 22 de ani. Din nefericire, medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața. Tânărul în vârstă de 22 de ani locuia în Băbășești și lucra la o firmă de pază din municipiul Satu Mare. Familia tânărului este devastată de durere. Eu te ziceam că eu ai Daniel fătunii lută mere la somne și că mere și pe aici. Griji cu Iucu, da. Cu prietinii de acolo de la lucru zice că a fost încă în combăia și cu două prietine. Înnecat în lacrimi și cu glas tremurând, bunicul băiatului spune că tânărul era mândria lor. Ai fost un băiat cu mintea. 2,20 m. Unul dintre cei mai buni prieteni a avut un mesaj sfâșietor. Acesta spune că îi pare rău că nu a reușit să-l salveze pe Daniel. O familie care tot timpul când veneam la fratele meu mă primeau ca și cum aș fi fost al lor, mi-ai fost ca un frate mai mare. Tot timpul mă puteam baza pe el. Sper că acolo unde ești acum să-ți fie mult mai bine. Dumnezeu să te odihnească în pace. Sper că ne vei veghea de acolo de sus, fratele meu drag. Îmi pare foarte rău că nu am putut face mai mult. Poliția a început o anchetă în acest caz și, deși pare un accident, anchetatorii vor să stabilească cu exactitate cauzele decesului.
Jaf, ca în filme, 7 români din Italia sunt căutați de poliție la nivel internațional după ce au furat mai multe bancomate. Pentru a distruge pereții clădirilor de unde extrăgeau ATM-urile, românii foloseau tractoare. În ultima lovitură, banda de hoți a reușit extragerea seifului unui bancomat care avea în el peste 150.000 de euro. Imaginile surprinse de o cameră de supraveghere arată cum un tractor dotat cu plug intră de 3 ori în peretele unei clădiri unde se află un bancomat. În acest timp, un autoturism blochează o intersecție, iar o dubă aștepta la câțiva metri. Când zidul a fost dărâmat, din dubă coboară câteva persoane. Apoi șoferul trage duba în dreptul clădirii, iar în câteva secunde bancomatul este încărcat și mașina pornește în trombă. Totuși, hoții au fost nevoiți să-și abandoneze prada intactă și să fugă, poliția fiind pe urmele lor. Seiful era încă închis, cu bani înăuntru peste 150.000 de euro. Presa italiană scrie că 7 români au săvârșit mai multe jafuri în peninsulă folosind utilaje și autovehicule furate. În timpul cercetărilor au fost confiscate și mai multe unelte pe care hoții le foloseau. Un generator de mare putere, burghie, flexuri și altele, unelte care ar fi trebuit să fie utilizate pentru deschiderea seifului. Jafurile au fost comise în perioada ianuarie-aprilie 2018. Unul dintre membrii bandei, un tânăr de 22 de ani, a fost prins, însă ceilalți 6 sunt de negăsit. Poliția italiană crede că aceștia ar fi fugit din peninsulă. Anchetă în penitenciare după ce un fost judecător a murit. Magistratul Stan Mustață și a pierdut viața în timp ce era transferat de la penitenciarul Rahova la cel din Giurgiu. Potrivit avocatei acestuia, lui Mustață i s-a făcut rău după ce a suferit un blocaj renal și a fost plimbat prin 3 spitale. Moartea fulgerătoare a fostului judecător Stan Mustață, condamnat pentru luare de mită, a dus la anchete în 3 penitenciare, la Rahova, Giurgiu și Jilava. Fostul magistrat a fost transferat în toiul nopții de la Rahova într-o celulă de maximă siguranță de la penitenciarul Giurgiu, fără să îi se explice de ce. A murit la spitalul Carol Davila în urma unui infarct miocardic. Avocata acestuia spune că va face toate demersurile pentru a se stabili a cui este vina în cazul decesului lui Stan Mustață. Urmează să formulăm plângerile necesare, urmează să facem toate demersurile pentru a stabili cui îi se datorează această situație. Împotriva conducerii penitenciarului Jilava, care a dispus acest transfer la ora 2 noaptea, încălcând toate regulile și regulamentele posibile, nu există niciun motiv, nici lui nu i s-a comunicat. Pur și simplu s-a dispus transferul domniei sale de la Jilava la Giurgiu. Avocata susține că măsura ca acesta să fie plimbat între penitenciare a fost luată cumva intenționat, pentru că în luna noiembrie Stan Mustață avea să intre în comisia de eliberări datorită vârstei. Urma ca în noiembrie anul acesta să intre în comisia de eliberări datorită vârstei. Înainte cu 3 luni, cineva a decis că trebuie transferat la penitenciarul de maximă siguranță Giurgiu. Fostul judecător Stan Mustață a fost condamnat în mai 2016 de instanța supremă la 8 ani și 6 luni de închisoare, el fiind acuzat că a cerut bani în mai multe rânduri de la persoane condamnate sau inculpate pentru a da soluții favorabile acestora. Proiectul legii pensiilor atât de lăudat de Lia Olguța Vasilescu va fi pus astăzi în dezbatere publică. Deși ministrul Muncii anunțase o conferință de presă dedicată evenimentului, în ultimul moment a renunțat la idee. Alina Sorocean vine cu toate informațiile. Te ascultăm, Alina, bună ziua! Astăzi urmează să aflăm cum vor fi recalculate cele 5,2 pensii din România. Lia Olguța Vasilescu va face public legea pensiilor, o lege mult așteptată de pensionari și promisă încă de anul trecut, însă a fost amânată dezbaterea și formarea proiectului pe această temă, pentru că vorbim despre o lege stufoasă, spuneau liderii coaliției, și care prevede recalcularea a peste 5 milioane de dosare. Spunea Liviu Dragnea că va fi un nou mod de calcul al pensiei,
pensiilor, valoarea punctului de pensii va crește. Valoarea punctului de pensie va fi în 2019 1265 de lei, iar în 2021 4256 de lei. Tot până în 2021, practic, cresc pensiile etapizat. Lia Olguța Vasilescu menționează că după ce prezintă acest proiect, merge în teritoriu să vorbească cu pensionarii, cu asociațiile de pensionari, pentru a asculta nemulțumirile, iar mai apoi, pe 8 septembrie, legea intră în Parlament. Opoziția poate să depună amendamente la lege și tot în Parlament, în cele două camere ale Parlamentului, se va da și un vot. Vom vedea care va fi impactul bugetar și de unde vor fi scoși acești bani pentru majorarea pensiilor, ministrul Muncii susținând că nicio pensie nu va scădea după recalcularea acestora. Alina, mulțumim. Clipe emoționante la Cluj-Napoca, în sala unde este depus trupul însuflețit al lui Dumitru Fărcaș, cu lacrimi în ochi și durere în suflet. Toți prietenii, iubitorii de muzică populară, dar și studenții maestrului, au venit în sala ce-i poartă numele de la Casa de Cultură a Studenților pentru a-i aduce un ultim omagiu. Lacrimi, amintiri frumoase și un mare gol a lăsat Dumitru Fărcaș în urma sa. Lumea muzicii populare, prietenii, familia și cei care i-au fost elevi maestrului au plâns la căpătâiul marelui instrumentist. Prea repede a plecat între îngeri, dar sunt convins că și de acolo ne va veghea și el doar s-a despărțit temporar de noi, dar spiritual nu ne-a părăsit și nu ne va părăsi niciodată. Înainte de a fi dus în satul natal, trupul neînsuflețit al taragotistului a fost depus la Casa de Cultură a Studenților din Cluj-Napoca, în sala care poartă numele artistului. E un om deosebit, foarte mult, foarte iubit de studenți și de toți clujenii și toți transilvănenii, toți maramureșenii l-au apreciat pentru talentul lui. Fărcaș își va dormi somnul de veci sub un stejar, stejarul din curtea casei părintești din satul maramureșan Groș, așa cum și-a dorit artistul. Tinerețea noastră este legată de prietenia cu familia Fărcaș. Vă dați seama că este foarte greu pentru noi. Dumitru ne făcea totdeauna surprize. Surprizele erau de fiecare dată plăcute. De data asta se pare că nu s-a ținut de cuvânt și ne-a făcut o surpriză neplăcută. Marele maestru Dumitru Fărcaș a murit marți dimineață la un spital din Cluj-Napoca după ce a suferit un infart. Incendiu spectaculos în județul Constanța. Un camion a luat foc în dreptul localității Făclia. 12 pompieri cu două autospeciale de stingere au intervenit pentru lichidarea flăcărilor. Însă, fără succes, autocamionul încărcat cu mase plastice a fost mistuit în doar câteva minute. Potrivit pompierilor, incendiul ar fi fost provocat de un scurt circuit la motorul autocamionului. Drumul care leagă localitatea Făclia de Mircea Vod a fost blocat până când rămășițele camionului au fost îndepărtate de pe șosea. Momente dramatice în meciul dintre Mihaela Buzărnescu și Elena Svitolina din cadrul turneului de tenis de la Montreal. Din păcate, protagonist a fost chiar sportiva noastră, care s-a accidentat destul de grav și a abandonat meciul. Vă avertizăm, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Era setul al treilea al partidei disputate de Mihaela Buzărnescu împotriva ucrainiencei Elena Svitolina. Românca a returnat o minge, dar a călcat strâmb și s-a prăbușit la marginea terenului de joc. Adversara Mihaelei a fost prima care a ajuns la româncă și a asistat șocată la urletele de durere ale sportivei noastre. Atât Svitolina cât și arbitrul de scaun au încercat să o liniștească pe Buzărnescu până la sosirea echipei medicale. Medicii au acordat primul ajutor, după care au scos-o de pe teren într-un scaun cu rotile în aplauzele publicului de pe arena din Montreal. We'll be into the next phase, but the immediate concern
comes from Mihaela Buzănescu, a player who has had a quite incredible... Potrivit informațiilor venite de la jurnaliștii sportivi aflați la turneul din Canada, Mihaela Buzănescu ar fi suferit din fericire doar o entorsă și nu o fractură, așa cum se crezuse inițial. Sportiva noastră se calificase în turul 2 al turneului de la Montreal, iar în momentul accidentării scorul era 1-1 la seturi, iar în setul al treilea Mihaela era condusă cu 4-3. Mihaela Buzănescu urma să joace și la dublu la Rogers Cup alături de Monica Niculescu, împotriva perechii formată din Shuko Aoyama și Ligia Marozava. Accidentarea vine la doar 3 zile de când Buzărnescu a câștigat primul ei trofeu din carieră după ce a reușit să se impună în turneul de la San Jose din Statele Unite. Descoperire șocantă lângă blocurile sociale din localitatea Bistrițeană Vișoara. Cadavrul unei tinere însărcinate, dată dispărută de câteva zile, a fost descoperit pe malul râului Bistrița de câțiva copii care se jucau în zonă. Trupul femeii era mâncat de animale. Vă avertizăm, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Oamenii sunt șocați. Descoperirea macabră a fost făcută de mai mulți copii care se jucau după ghenele de gunoi într-o zonă cu verdeață pe malul râului Bistrița. Cadavrul era mâncat de animale, iar lângă acesta a fost găsită și o pungă în care ar fi fost un aurolac. Potrivit locuitorilor blocurilor sociale, femeia a fost văzută în viață ultima dată sâmbătă. Aceasta nu avea nicio slujbă și trăia din cerșit. O fată aici a moarte. Zice că de 4-5 zile, zice că de sâmbătă seara nu mai ajuns acasă bărbatul să mergă să-l caute. De 3 zile și nu știe de ea. Se jucase pe aici și a început să strige că o găsi pe fata asta moarte. Se pare că tânăra era însărcinată și mai avea un copil de 5 ani pe care îl creștea la blocurile sociale alături de concubinul său. Cel mai probabil decesul a fost cauzat de consumul de droguri. Are undeva la 19-20 de ani. Și locuia aici? Locuia vis-a-vis 1, 2, 3, cam al treilea bloc din față. Avea pe un băiețel și mai era gravită, din câte știu. Sâmbătă era fața prin cartier, umbla prin cartier, nu au nimica. Mama astăzi că m-am auzit că e moarte mâncată de câini. Poliția a început o anchetă în acest caz și au deschis un dosar penal de moarte suspectă. Caz șocant în Oradea, o femeie de 65 de ani a fost înjunghiată de propria nepoată de numai 13 ani cu mai multe lovituri de cuțit. Femeia se află acum la spital cu mai multe tăieturi la nivelul spatelui. Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Poliția și medicii din Oradea sunt în alertă după ce un apel la 112 a semnalat faptul că o fetiță de numai 13 ani și-a înjunghiat bunica în grija căreia se afla cu mai multe lovituri de cuțit. Incidentul s-a petrecut în casa femeii de 65 de ani, însă nu se știe încă în ce circumstanțe. La fața locului s-au deplasat de urgență polițiștii criminaliști, dar și o ambulanță pentru a transporta femeia rănită la spital. Bunica fetiței a ajuns la spital cu mai multe răni, fiind internată la secția de terapie intensivă și urmează să rămână sub observație. Fetița de 13 ani a fost luată de polițiști și este ținută sub supraveghere. Războiul dintre Gigi Becali și Armată nu se mai termină. Steaua București a cerut la UEFA excluderea FCSB din toate competițiile, dar și anularea palmaresului echipei lui Becali. Demersul vine chiar înaintea meciului decisiv pe care FCSB l-are împotriva celor de la Hajduk Split. După ce a pierdut marca și numele, Gigi Becali riscă să primească lovitura de grație din partea Armatei. Latifundiarul din Pipera are emoții mari și asta nu doar din cauza meciului din Europa League cu cei de la Hajduk Split. Echipa Armatei Steaua București vrea să scoată definitiv FCSB din joc. Militarii au trimis o notificare la UEFA prin care cer excluderea echipei lui Gigi din toate competițiile, atât naționale cât și internaționale. Documentul trimis de jurnalistul Florin Tălpan are numai puțin de 630 de pagini.
SC Fotbal Club FCSB SA, fostă Fotbal Club Steaua București SA, nu este succesoarea și nu deține recordurile sportive ale echipei de fotbal care aparține clubului sportiv al Armatei Steaua București, care a câștigat Cupa Campionilor Europeni în 1986 și Supercupa Europei în 1987, nu are nicio bază materială și a fost afiliată ilegal la Federația Română de Fotbal. Se arată în documentul trimis de Tălpan în numele Stelei. Colonelul jurist i-a certat pe cei de la UEFA pentru că au atribuit palmaresul echipei armatei celor de la FCSB. Și asta nu este tot. Tălpan vrea și ca UEFA să forțeze Federația Română de Fotbal să dezafilieze echipa lui Becali. Și continuăm cu informația de ultimă oră, doamnelor și domnilor. Vorbim în acest moment în România despre 23 de cazuri de infecție cu virusul West Nile. Mai mult de atât, un bărbat a fost ucis de acest virus și suntem în legătură telefonică directă cu profesorul Adrian Rafila, președintele Societății de Microbiologie din România. Bună ziua! Bună ziua, Alexandru, mulțumesc frumos! Vă mulțumesc că îmi cer scuze din grabă de a prezenta cât mai repede informația telespectatorilor și de a începe discuția cu dumneavoastră. V-am botezat. Domnule Rafila, ce înseamnă 23 de cazuri? Cât de îngrijorător este acest număr? Este vorba despre cazurile care au fost confirmate. Cu siguranță numărul de cazuri este mai mare pentru că infecția cu virusul West Nile afectează toate persoanele susceptibile, adică cele care nu au imunitate, însă marea majoritate dintre cei care sunt infectați fac o infecție aparentă, adică care nu se decelează, nu se schimbă nimic practic în starea lor de sănătate. Însă un număr de persoane, mai ales în vârstă de peste 50 de ani, care prezintă și comorbidități, adică prezintă și alte afecțiuni, de obicei boli cronice, pot dezvolta complicații ale infecției cu virusul West Nile și meningita sau encefalita se înregistrează la acești pacienți și, din nefericire, există și situații când apar decese. În anul acesta am înregistrat deja primul deces, dar vreau să vă spun că anul trecut, în aceeași perioadă, deja înregistram un număr mai mare de decese, erau vreo 5 sau 6 decese care se înregistrau spre sfârșitul lunii august, un lucru care nu este neobișnuit. Anul acesta se corelează bolnavirea și cu prezența mai mare, dacă vreți, a țânțarilor, care reprezintă vectorul, adică elementul principal insecta care transmite boala. Datorită sezonului ploios, prezența țânțarilor este quasi permanentă și chiar acolo unde se fac eforturi de către autorități, încă putem să constatăm că nu se reduce prezența țânțarilor în mod semnificativ. Ce pot face, domnule profesor Rafila, oamenii să se protejeze? Pentru că, până la urmă, oricât te-ai da cu orice cremă, cu orice spray, o bucățică de piele, dacă rămâne acolo, țânțarul o găsește. Absolut. Există câteva lucruri pe care putem cu toții să le respectăm. Sunt, de fapt, recomandări generale făcute de Organizația Mondială a Sănătății, nu numai pentru infecția cu virusul West Nile, ci și cu alte față de alte boli transmise prin intermediul țânțarilor, la nivel global. E vorba de utilizarea de îmbrăcăminte care să protejeze cât mai bine pielea, adică să utilizăm pantaloni lungi, haine cu mânecă lungă, pe de-o parte, utilizarea plaselor la ferestrele locuințelor și cred că lucru care este cel mai important și aici ar trebui cu toții să facem câte ceva, la domiciliu, mai ales pentru cei care locuiesc în casă sau la subsolurile blocurilor, igienizare urmată de dezinfecție. Este o foarte bună măsură pe care pot să o ia atât asociațiile de locatari cât și persoanele care locuiesc în casă. Vă mulțumesc foarte mult pentru intervenția dumneavoastră și pentru toate informațiile furnizate. În legătură telefonică directă cu noi a fost profesorul Alexandru Rafila, președintele Societății de Microbiologie din România. Mergem mai departe cu știrile acum, după ce au fost prin supermarketuri, acum au ajuns în librării. Vorbim despre șobolani. O astfel de rozătoare a fost filmată într-o librărie plimbându-se printre cărți, pahare și jucării. Thank you.
Imaginile au fost surprinse la o librărie de pe calea Rahovei din capitală. Șobolanul pare că a așteptat ora închiderii când în librărie s-a făcut liniște și a ieșit la plimbare. A luat la rând rafturile cu jucării, cărți și pe cele cu farfurii și pahare. Oamenii s-au oprit să filmeze apariția inedită. Deloc speriat de agitația de pe trotuar, șobolanul a defilat minute în șir pe lângă geam. Din păcate, imaginile nu reprezintă o noutate decât prin faptul că sunt filmate într-o librărie. Până acum au apărut zeci de cazuri în care oamenii dădeau nas în nas cu rozătoarele pe rafturile magazinelor cu mâncare, însă printre cărți nu. Ideea cel puțin inedită a unui manager de spital, ca și cum toate ar fi puse la punct în instituția pe care o conduce, directorul spitalului de urgență din Craiova vrea să facă în curtea unității medicale un heleșteu și chiar s-a apucat de construcție, deși nu are nici autorizație și nici aviz. Încă din prima zi a mandatului, Alin Demetrian, noul manager al Spitalului de Urgență din Craiova, le-a spus colegilor că are acest vis de a construi un heleșteu în curtea spitalului și vrea să-l ducă la îndeplinire cât mai repede. Toată lumea a crezut atunci că este o glumă, însă peste noapte personalul spitalului s-a trezit cu noua construcție în curtea instituției. Pacienții și aparținătorii au început și ei să-și facă semnul crucii când au auzit povestea. Seamănă totuși, după construcție, după cum se vede, seamănă cu o fântână arteziană, da. Un spațiu mai mic. Bănuiesc că e leșteul de peste. Da, așa zic și eu. Că e mult mai mare. N-am părere bună, dar depinde fiecare ce idee are și ce proiect are. Nu știu. Ar fi ceva exotic. Nu știu. De asta are nevoie spitalul de urgență? De urgență, da, de leșteul, da. Păi și altceva n-are de făcut decât apa, eleșteul aici, sincer. Uite, boscheță pe aici. Grav este că managerul Spitalului de Urgență din Craiova a demarat lucrarea fără a avea vreo aprobare, fără a avea acordul scris al reprezentanților Consiliului Județean Dolj, instituția ce are în patrimoniu clădirile și curtea spitalului. De altfel, nici din ce bani ar fi trebuit construit heleșteul nu a aflat nimeni. Așa că i s-a pus în vedere să oprească lucrările și să desfințeze urgent construcția deja ridicată. Supărat că i-au distrus heleșteul, Alin Demetrian i-a amenințat pe ziariști că va schimba regulamentul și nimeni nu mai are voie să filmeze sau să fotografieze ceva nici măcar în curtea spitalului. Alin Demetrian este managerul Spitalului de Urgență din Craiova de pe 17 mai și se află timp de 6 luni într-o perioadă de interimat. Apoi va avea posibilitatea să susțină un examen pentru ocuparea postului. Putere, locatarii unui bloc sunt terorizați de 3 bărbați care dau de mai multă vreme târcoale imobilului, fac scandal și agresează oamenii. Acum cei 3 au fost surprinși când au distrus camerele de supraveghere montate în bloc. Totul s-a întâmplat în localitatea Burdujeni din județul Suceava. Se pare că indivizii dau de mai mult timp târcoale blocului și îi terorizează pe locatari, motiv pentru care oamenii care locuiesc aici au decis montarea unor camere de supraveghere pentru a spori securitatea zonei. Însă indivizii nu s-au lăsat intimidați de apariția camerelor și le-au pus gând rău. Zis și făcut. Înarmați cu bâte, cei 3 au trecut la distrugerea camerelor de supraveghere. S-au lăsat până nu au distrus toată aparatura. Doar că până să reușească să le distrugă, imaginile au fost stocate. Iar acum administratorul blocului a dat imaginile poliției și speră ca de data aceasta cei 3 bărbați să fie identificați și trași la răspundere pentru fapta lor. Un tânăr de 26 de ani din Suceava a fost la un pas de tragedie. Bărbatul conducea un tir când, din cauza alcoolului pe care îl consuma, s-a pierdut controlul volanului și s-a răsturnat în șanț. Accidentul a avut loc pe drumul național 17 pe raza comunei Vama. Bărbatul de 26 de ani fusese cu tirul într-o cursă, iar acum se întorcea acasă. Nu a mai avut răbdare și a sărbătorit întoarcerea mult prea devreme. S-a oprit undeva pe drum și a dat peste cap câteva pahare de alcool. Apoi s-a urcat la volan, iar inevitabilul s-a produs. Amețit
de aburii alcoolului, tânărul a scăpat mastodontul de sub control și s-a răsturnat în șanț. Din fericire pentru el, a mai avut atâta minte încât să nu apese prea tare pedala de accelerație, așa că nu a provocat nicio tragedie. Șoferii care l-au văzut în șanț au sunat la 112, iar la fața locului au venit imediat polițiștii și salvarea. Dacă de salvare nu a fost nevoie pentru că bărbatul a ieșit singur și nevătămat din cabina tirului, polițiștii au avut ceva treabă. Când l-au simțit că miroase a alcool, și-au dat seama care a fost cauza accidentului și l-au pus pe tânăr să sufle în etilotest. Rezultatul a fost cel bănuit de polițiști. Șoferul petrecăreț avea o alcoolemie de 1,07 la mie în aerul expirat. Așa că i-au luat permisul și i-au dat în schimb un dosar penal pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice. Isprava șoferului a blocat drumul lor în șir până când tirul a fost pus din nou pe roți și mutat. Armata ar putea deveni din nou obligatorie după aproape 15 ani. Subiectul a redevenit o prioritate pentru autorități, însă ministrul apărării Mihai Fifor spune că nu intenționează în acest moment să facă vreun demers pentru reluarea stagiului militar obligatoriu în România. Dar a recunoscut că armata are nevoie urgentă de resursă umană. Ministrul Mihai Fifor spune că acum prioritatea este aceea de a găsi soluții ca oamenii să se îndrepte și spre armată. Nu ne gândim la reluarea stagiului militar obligatoriu. Nu facem asta. Nu am dus în guvern, nu s-a discutat în guvern, nu s-a discutat la nivel politic nicăieri. Mihai Fifor luase inițial modelul Germaniei, unde a început deja o dezbatere privind reintroducerea serviciului militar obligatoriu. Pentru că armata Germaniei are un deficit major de soldați, coaliția aflată la putere a venit cu această idee. În România, această idee a picat deocamdată din cauza faptului că oamenii sunt atrași cu greu în armată. Ministrul apărării Mihai Fifor a declarat că va continua programul rezervistul militar pentru a întări bazele armatei române. Mai mult, acesta se gândește și la modificarea legii. Continuăm programul rezervistului voluntar. Ne gândim la modificarea legii, ne gândim la a găsi soluții pentru ca acest program să fie unul mult mai atractiv decât a fost până acum, astfel încât programul să devină cu adevărat un program de succes. Stagiul militar obligatoriu a fost eliminat definitiv în România în 2007, însă în ultimii ani au existat discuții în mai multe țări membre UE și NATO pentru reintroducerea armatei obligatorii, precum Franța sau Germania. Ultima țară care a reintrodus stagiul militar obligatoriu este Suedia, în 2017. Este anchetă la Spitalul de Psihiatrie din capitală. Cadavrul unei paciente care sufera de schizofrenie a fost descoperit chiar în curtea spitalului după 6 zile de când femeia a fost sedată dispărută. Femeia avea 63 de ani, iar pe 2 august familia nu a mai găsit-o în spital. Rudele au întrebat în stânga și în dreapta, însă nimeni nu știa unde ar fi putut pleca. Au căutat-o ore întregi împreună cu angajații spitalului, însă nu au reușit să dea de ea, așa că au mers la poliție și au anunțat dispariția. Iar după 6 zile de căutări, femeia dispărută de la Spitalul de Psihiatrie din capitală a fost în cele din urmă descoperită chiar în curtea unității medicale. Femeia a fost găsită moartă într-o zonă cu vegetație înaltă în spatele secției de toxicologie. Mi s-a spus că a fost găsită în incinta spitalului Belgea, moartă, în spatele secției toxicologie. Trupul neînsuflețit al femeii a fost dus la Institutul Național de Medicină Legală în vederea efectuării necropsiei, iar potrivit primelor date pe cadavru nu au fost găsite urme de violență. La INML, unde a fost adus un cadavru neidentificat, am venit aici să-l identific. Mi s-a arătat doar o poză cu dantura, pare să fie mama soacră. Mai departe au spus că să-mi arate hainele. Cazul a fost preluat de serviciul omoruri și a fost deschis un dosar penal de moarte suspectă. Ministrul de interne italian face acuzații grave la adresa României. Matteo Salvini a atacat dur România și Bulgaria pentru că, spune el, trimit sclavi în Europa Occidentală. Salvini a cerut măsuri dure pentru limitarea traficului de persoane. Au fost de ajuns 2 accidente rutiere produse în sudul Italiei pentru a genera o amplă dezbatere politică privind exploatarea muncitorilor străini în peninsulă. Ministrul italian de interne Matteo Salvini a cerut măsuri dure pentru a limita imigrația, traficul, precum și formele de sclavie.
În ultima perioadă au fost sechestrate 300 de mijloace de transport autoutilitare cu numere de înmatriculare bulgare și fără asigurare. Există și un import de sclavi din țări comunitare, România și Bulgaria. Le voi scrie colegilor mei din aceste țări pentru că, dat fiind că fac parte din Uniunea Europeană, trebuie să ia la rândul lor măsuri pentru controlul mijloacelor de transport și persoanelor, a declarat Salvini. Atacul ministrului de interne italian nu a rămas fără răspuns. O primă reacție a venit de la președintele Asociației Femeilor Românce din Italia, Silvia Dumitrache. Dacă somați România și Bulgaria să ia măsuri pentru limitarea migrației sclavilor în Italia, vă reamintim că cetățenii români sunt exploatați în Italia, așa încât este de datoria dumneavoastră să-i ajutați pe angajatori să respecte legislația italiană pentru a preveni și reduce traficul de forță de muncă ieftină, sclavia modernă și traficul de persoane. Primul accident rutier de la care a pornit tot acest scandal a avut loc sâmbătă, când 4 imigranți nord-africani au murit în zona Ascoli-Satriano după ce microbuzul în care se aflau s-a lovit cu un tir. Într-un alt accident produs luni, 12 imigranți africani au murit după ce microbuzul cu care erau transportați, înmatriculat în Bulgaria, s-a lovit cu un autocamion în localitatea Ripalta, situată în provincia Foggia. Imagini incredibile surprinse de pompierii din Marea Britanie în timp ce acționau să lichideze un incendiu la o fabrică de mase plastice au văzut cum un fir de foc de aproximativ 15 metri se ridică spre cer. Imaginile apocaliptice au fost surprinse în apropiere de orașul Swadling Coat și au devenit virale pe paginile de socializare. Tornada de foc i-a șocat până și pe pompieri. Pe filmare se vede cum o coloană orbitoare și fierbinte de foc se ridică dintr-o mare de flăcări și se înalță spre cer învăluită de un fum negru. La un moment dat, firul de foc se îndoaie, apoi dispare în fum, ca după câteva momente să apară iar. Pompierii spun că au primit foarte multe apeluri de urgență de la locuitorii din zona Swadling Coat, care s-au speriat groaznic atunci când au văzut fumul gros și au auzit zgomotul produs de tornada de foc. Nu s-au înregistrat victime, însă fumul s-a văzut până în centrul orașului Nottingham, la 25 de kilometri distanță. Autoritățile spun că acest fenomen desprins parcă din iad nu este unul care nu poate fi explicat științific. Aerul rece pătrunde prin partea superioară a fuiorului de foc, iar în combinație cu aerul fierbinte rezultă acest vârtej, procesul fiind asemănător cu cel al formării unei tornade clasice. Imagini apocaliptice într-un sat din Elveția, un șuvoi de noroi și pietre acoperit străzile localității. Oamenii speriați au fugit să scape de puhoaie. În imagini se vede cum totul seamănă cu o erupție vulcanică, doar că este vorba despre nămol și pietre. Fenomenul cauzat de furtuni însoțite de precipitații abundente i-a băgat în sperieți pe localnici. Pârâul care trece prin localitate s-a umflat și s-a transformat într-un torent primejdios. Acolo unde puhoaiele au întâlnit obstacole, precum poduri zidite sau pasarele, puterea vârtejului a proiectat în sus nămolul și pietrele, ca în aceste imagini. Într-un alt filmuleț postat pe internet se vede cum localnicii fug disperați din calea valului de nămol, care avansează cu repeziciune. Doar o minune a făcut să nu se afle nicio casă în calea lui. După bombardamentul cu pietre și noroi, mai multe mașini și fațade de clădiri au fost avariate. Cristiano Ronaldo și iubita lui Georgina Rodriguez se simt minunat împreună. Cuplul a fost surprins în vacanță în Ibiza alături de prieteni, în timp ce se bucurau de o după-amiază superbă. După campionatul mondial de fotbal din Rusia, atacantul a simțit nevoia să se relaxeze și nu putea face asta fără partenera lui, superba Georgina Rodriguez. Cei doi sunt în vacanță în Europa, iar paparații i-au surprins petrecându-și după amiaza pe un iaht în Ibiza. Și deși însoțiți de prieteni, Cristiano și Georgina nu și-au putut lua ochii unul de la celălalt, s-au relaxat și s-au hârjonit ca doi îndrăgostiți. În joacă, la un moment dat, Cristiano a vrut să o arunce în apă pe iubita lui, care s-a opus. Nu pentru
mult timp însă. Georgina a fost surprinsă apoi în timp ce a sărit în apă, cei drept ajutată și de Cristiano. Când toată lumea credea că Ronaldo nu-și va mai putea reveni după despărțirea de Irina Shayk, Georgina Rodriguez a reușit să-l facă pe atacantul de la Juventus Torino să uite suferința și să iubească din nou. Iar presa tabloidă spune că mai e un pas până când Cristiano, de 33 de ani, și Georgina, în vârstă de 24 de ani, vor deveni soț și soție. Cei doi au împreună o fică în vârstă de aproape 9 luni. Excentricul miliardar Elon Musk mai dă o lovitură, a anunțat pe o rețea de socializare că se gândește să retragă Tesla de la bursă la prețul de $420 pe acțiune, în contextul în care compania trece printr-un proces de dezvoltare rapidă și are constrângeri financiare. Elon Musk ar avea nevoie de $71 de miliarde ca să facă Tesla o companie privată din nou, adică să răscumpere acțiunile. Ar fi cea mai mare tranzacție de acest fel din istorie, dar miliardarul sud-african a spus că are deja finanțarea necesară. Mă gândesc să retrag Tesla de la bursă la un preț al acțiunilor de $420 pe unitate. Finanțare asigurată, a scris miliardarul pe o rețea de socializare. Musk deține aproape 20% din acțiunile companiei. Miliardarul a fost supus unor presiuni intense în acest an pentru a dovedi că își poate respecta promisiunea de a transforma compania nerentabilă într-un producător auto de automobile de serie. Obiectivul a dus la creșterea acțiunilor Tesla și la o capitalizare de piață mai mare decât cea a General Motors. De la începutul anului, compania a raportat numai pierderi pe fondul problemelor cu producția sedanului Model 3. În prezent, o acțiune Tesla a ajuns la $380. Final de jurnal, nu ratați la fix, Stock B1 cu Laurențiu Botin.